Mai ales despre ce înseamnă pentru fiecare dintre noi fericirea. O viață fără obstacole știm cu toții că nu se poate. Și știm că să fie un număr plăcea. Pentru că fără obstacole nu este depășirea lor, fac viața frumoasă. Dar cu toți, ea vin cel cu un vin. Și dacă știm bine cum ne gândim, când ajungem un scop, când întâlnim o persoană, când mergem într-o călătorie mult așteptată, atunci sunt și fericit. Acum o să vă împărtășesc o formulă pe care nu o aplic de ceva vreme. Mie care formulez formula fericitului. Pentru că ne ajută să ne îndeplinim scopurile. Rapid. Și eficient. Încep vreau să vă întreb, este cineva care nu are niciun vis? Bine? Toată lumea are un vis? Mă lasă să mai un vis. Voi să vreau să vă întreb ceva în comentarii. Ce ai putut în vis? Formula este foarte simplă. Numărul 1, hotărâre. Numărul 2, efort. Și numărul 3, timp. Acum, de ce hotărâre e foarte simplu? Pentru că dacă vrei să ajungi undeva, condiția este să fii unde vrei să mergi. Nu poți danța în viață și pentru că viața te va fi să mergi ce vrei să fii. Tu trebuie să alegi ce vrei pentru tine. Tu trebuie să alegi unde vrei să ajungi și în ce mod. Deci, când îți o decizie, și prin faptul că voi îmi spuneți că aveți un vis, pe care vă rog acum să fie pe foaie, înseamnă că ați început o trăire. Ați parcurs deja o trăire din drum. Și ce trebuie să faceți în continuare, care este singurul lucru la care trebuie să vă gândiți? Singurul lucru la care trebuie să vă gândiți este ce succes comunitate din vechea mea. Cât de fericit veți fi când veți ajunge acolo. Câte zâmbete pe care le aduce. Pentru că eu nu știu ce vizare. Dar cu formula hotărâre în care este cu tine, pot să vă spun un singur lucru de plus cu hotărâre. Că drumul către împlinirea lui este simplu și fără nicio problemă. Fără nicio problemă. Fără nicio problemă. E foarte evident. Identifică toate obstacolele care te împiedică să ajungi unde te-ai propus. Și elimină-le unul câte unul. Pas cu pas. Au trebuit într-o agendă. Nu au calibrat. Fă un plan și fie să vedem. Și nu am un alt lucru. Deci, am lepte scopurile, prioritățile și fii conferent. Și pentru că am vorbit despre tot un plan, bineînțeles, când ne punem în sport, prima etapă este să afla în lucrări. Am vrut să luăm câteva secunde să vorbim puțin despre integritate. Nu este important. Când îți faci timp cu bicului tău, 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 unii spun, da, asta e mai bine, 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 acord din rezultatele. Pentru că ai o negativitate indiferentibilă față de scopul tău, față de planul tău, și de proiectul a funcționat. Și atunci vei reuși. Se vei obi cumva cu lumea îți va spune nu vreau să faci asta, e prea bine, nu vreau să fii bine, nu vreau să vă simți foarte normal că nu te dau bine. O să continui să luți, pentru că este discul tău. Oamenii vede tine, cu ei pasă, ok?
una escuela que no me gusta, que no es el colegio, porque una tiene que ser padre de Dios, tú quieres decir hasta que te comunicas. Pero vos sigas haciendo los 20 que te comunicas. Hay un problema. Es el cual es importante. Porque si el derecho, el mismo nuestro, el plan nuestro, el equipo va a ser de la música que nos da este equipo, se cree que va a funcionar.
știi cum este că mulți sunt care spun? Știi cum este, nu? Când un proiect al parte de la ce colaborare, când ia de care ia sănătorie, când ia zece la examen, e un tot timp în gama acest loc, sau bine, o altă parte liberă, e că acela crea cu întâlnirea, de ce a fost răspuns în loc, nu se este zi de zi, noapte de noapte, nimic nu merge cum trebuie și continuă să creadă. Și comportamentul său de atunci, acea încredere, acea perseverență, trebuie să fie cel mai reușit de altele tale. Și atunci este bunul să-l pun. Vedeți-mă, unul dintre voi vă fie zile pe care îi spun mai mult. Și trebuie să ne vizi mai mult decât au crezut vreodată. Vreau să fac asta. Să vă vorbim cu cei voi vă spun. Să vă spun cu cei voi vă noi avem un zis pe cine stați cum să ne întâlnim. Și pentru asta suntem dispuși să facem tot posibilul. Și dacă e nevoie, facem cel imposibil. Și dacă totul merge de până ce folosim, și tot vom reuși. Pentru că noi avem visul, noi avem scopul, noi avem un plan, noi avem un efort, noi avem încredere, noi avem răspunsurile, noi avem soluțiile, noi suntem incredibili și suntem pur și simplu cel mai bun. Indiferent ce spune ce, nu avem răspunsul de ce vreau. Și tu acum, pentru că tu formul la hotărâre, e tot, și fiind, nu știu, e tot cum de unul la hotărâre. Și când această formulă va avea sens, o vei aplica pentru unul din listele tale și de vedea care le înscris, care le înscris, atunci tu ai de vreo să mă ajungi în ești, pentru că ce nu s-a întâmplat, tu ai făcut să se întâmple. Deci, stai cu viziunea. Să mergi acasă și mă spui să-l zic cuvântul tău. Știi cumva? Nu sunt cum ești. Stai să mă îndeplinim la vizionare. Nu au să te întrebe. Nu au să te instant întâlnă cu mine într-un alt loc. Mi-am făcut o mânire ceva acolo. A, nu, nu va acolo ca tine, nu mi-a dat o propunere și mi-a spus că eu sunt un expert în îndeplinirea vizionare. Un expert în îndeplinirea vizionare. Nu ai să o vezi? Nu am văzut. Cu cât va intrata mai multe proiecte, cu atât este mai robust. Cu cât veți vorbi mai mult mai mult doare. Cu cât veți avea o încredere mai mare în voi, în ceea ce puteți face și ceea ce puteți reuși, cu atât mai mult o să vă dați. Cu cât veți mai perseverenți, cu atât este mai mult. Pentru că succesul vostru, pentru că te ajunge în viață, afectă cu limitate doar de propria voastră imaginație. Thank you.